scenă incredibile pe o plajă aglomerată din Mamaia. O tânără și-a plimbat câinele și l-a spălat în mare, fără să țină cont că în apropiere sunt și copii, iar animalul, dintr-o rasă periculoasă, nu avea botniță. De altfel, chiar și așa, femeia nu avea voie acolo cu câinele. Ordonanța de guvern interzice clar accesul animalelor de companie pe plajă. Puțin turiști știu însă, iar celor mai mulți nu le pasă, deși amenda ajunge la câteva mii de lei. Această tânără își răsfață câinele în apă, printre copiii care se bucură de soare și de mare la doar câțiva metri. Animalul, dintr-o rasă periculoasă, nu are botniță și chiar dacă ar fi avut, tot nu ar avea ce să caute acolo. Nici el și niciun alt animal de companie. Jesse, stai cu minte că te bate pisică! Jesse! De altfel, Jesse nu are loc nici la hotelul unde locuiește familia. Am găsit o doamnă care ne-l ține seara, da? O plătim, bineînțeles. Dar nu toți căței au avut ghinionul lui Jesse. Ne-am venit la un hotel în care sunt acceptate animale de companie și are o zonă de plajă care aparține de hotel, înțelegeți? Însă, într-o ordonanță de guvern este scris clar, animalele nu au ce căuta pe plajă. În vederea protecției turiștilor, pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic se interzic accesul persoanelor însoțite de animale, cu excepția câinilor din dotarea Ministerului Administrației și Internelor și a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilități. Nici măcar nu-l țineți pe jos, ca să zic. Nu stă, stă la plajă. În momentul în care are o nevoie, o necesitate, ce se întâmplă? Da, noi știm programul și nu are probleme. Am înțeles. Deci suntem pregătiți, avem frunga, avem tot. Ah, există toate cele necesare. Da, bineînțeles. Sancțiunea contravențională pe care o riscă conform actului normativ în vigoare este între 1.500 și 3.000 de lei. Dar amenda nu este doar pentru turiștii care vin cu animalul de companie la mare, ci și pentru administratorii plajelor.